Deci, un motociclist are de făcut un drum. Am înțeles. Ăsta e drumul. Pleacă din Bacău și se duce până la Adjud. Ce lungime are drumul? Dacă el a mers 5 pe 2 din lungimea acestui. Am mers 5 pe 2. 5 pe 2, spui. 5 pe 2, nu? 5 pe 12. 5 pe 12. Adică trebuie să împart la cât aici? În 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci, să vedem câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și eu parcurs 5, parcă ai spus, nu? 5. Oh. 5 pe 12. Da. Așa, 1, 2, 3, 4, 5. Până aici o mers. Deci, asta e zona pe care o mers. 5 pe 12. 5 pe 12 din drum. Cât îi mai rămân de parcurs? Dacă 5 l-au făcut, 5 segmente l-au făcut. Câte segmente? Câte 12? 7 mai rămân. Nu vă rămân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și știm că 7... Da, 7 segmente înseamnă 49 de kilometri. Asta, 7 pe 12. Și asta înseamnă 49 de kilometri, da? Kilometri. Și acum, practic, 7 pe 12... Facem 7 pe 12 din 49. Asta, ca să vedem exact pe X. Deci, 7 pe 12 din X, da? Și cele 7 pe 12 din tot X-ul, egal cu 49. Și facem x împărțit la 12 ori 7 egal cu 49. Deci echivalentul scrierea x împărțit la 12 ori 7 egal cu 49. Și atunci, cum se mai așează? Trecem pe... Ne imaginăm că x împărțit la 12 este un termen al înmulțirii. Da. Și îl trecem pe 7 după egal cu... Deci... ăsta așa și atunci x împărțit la 12 egal cu 49 împărțit la 7, nu? Da. Vorbește tu că eu schimb bateria, că nu se mai aude. X împărțit la 12 egal cu 7. Și facem x egal cu 12 ori 7. X egal cu... 84. Deci x egal cu cât ai spus cu? 84. Și am aflat distanța, da? Da. Excelent, excelent. Și în clipa asta poți să spui că ai făcut, am făcut problema. Am făcut-o și pe a doua. Acum vreau să vedem cum o facem pe cea de-a treia. Așa. Să zicem. Ați înțeles problema, nu? Da. Merită partea figurativă? Ne ajută la... Da? Ne ajută. Simțim altfel problemă. Corect. Hai să vedem altă problemă. Într-un coș sunt mere galbene, verzi și roșii. Din total, 3 pe 6 sunt mere galbene, 4 pe 12 din rest sunt mere roșii, iar mere verzi sunt 24. Câte mere sunt în coș? Mai zi o dată. Spune. Într-un coș sunt mere galbene, verzi și roșii. Galbene, verzi și roșii, da? Din total, 3 pe 6 sunt mere galbene. Deci din total, hai să facem un segment, tot cu segmentul mă descurc. Deci din total,
Am notat pe segmentul ăsta total. Da? Toate merg din coș. Le-am reprezentat printr-un segment. Apă, sicilim. Din total... Din total, 3 pe 6 sunt mere galbene. 3 pe 6 ai spus, da? Da. 3 pe 6. Și pe urmă, mai dă o fracție. 4 pe 12 din rest sunt mere galbene. Aaa, se lucrează cu 12. 4 pe 12, pe urmă. Păi trebuie să o aduc și pe asta tot la unitorul 12. Amplificăm cu 2. Amplificăm cu 2 ca să fie cu tot 12, da? Deci egal cu 6 pe 12. Șmecherul nu putea să ne spună 6 pe 12 din mere, din total sunt roșii, parcă ai zis, nu? Da. Da? 6 pe 12. Deci împart pe asta la câte? Fiindcă lucrăm cu 12, la 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfect! Am făcut smecheria asta, am învățat la 12. Aici mi-a făcut problema. Deci am fost atent și m-am gândit că fiind numitorul 6 din coace 12, am vrut să fie la același numitor să lucrez, ca să pot să lucrez cu 12 zecimi, da? Și spune câte sunt roșii. Citește că la 6. 4 pe 12 din total, din rest. 4 roșii, dar primele roșii. Ce sunt? Primele ce sunt? 3 pe 6 sunt mere galbene. Mere galbene. Din total. 3 pe 6 sau 6 pe 12? Da. Adică numărul 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deci până aici, galbene. Perfect. Păi 6 pe 12 e la jumătate, am ajuns. Tu mai mai rămas în partea asta jumătate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu putea să spună jumătate din ele sunt galbene. Ne chinuie așa pe noi și ne bate joc de noi autorul. Zi mai departe. 4 pe 12 din rest sunt mere roșii. 4 pe 12 din rest, ăsta e restul. 4 de astea sunt mere roșii. Roșii. Da? 4, 12, sunt roșii. Iar mere verzi sunt 24. Adică câte sunt verzele? Aici. Verzi. Sunt 20. Ca să aflăm un segment, facem 24 împărțit la 2. La 2, da? Că sunt două segmente. Deci aici sunt 24, aici sunt 24, da? Da. Verzi. Sunt verzi. Ca să avem cât reprezintă un singur segment, zicem 24 împărțit la 2 și face cât 24 împărțit la 2? 12. Și am aflat cât reprezintă un singur segment. Deci 12 un singur segment. Și ca să aflu tot segmentul, facem 12 ori 7, ori 12. Dar vreau să aflu așa, câte sunt galbene, câte sunt verzi, câte sunt... Facem 12 ori 4 și le aflăm pe cele roșii. 12 ori 4, foarte tare. Deci 12 ori 4 egal cu 48 mere roșii, da? Roșii. Și facem 12 ori 6 și le aflăm pe cele galbene. Galbene. Că ori 6, că sunt 6 secunde, da? 12 da. Ori 6, galbene. Tare e tot problema. Foarte frumoasă. Mai repetăm o dată, Stefania. Tot secretul a fost tot cu segmentele aici, da? Deci aici ne-am descurcat foarte bine. Ah, măi, ce să facem noi? Notăm cu X întreg segmentul, adică notăm cu X numărul total de mere din coș. Și m-am prins cu 3 pe 6 și pe urmă zice 4 pe 12. Am adus-o și pe 3 pe 6 până la ceva cu numitorul 12 și am mulțit cu 2. Și vine 6 pe 12, sunt galbene. Roșii sunt mai 4 segmente, 4 pe 12, și au rămas pentru verzi doar 2 pe 12. Da. Și ca să vedem că trebuie să o singură 12, una singură, am împărțit pe 24 la 2. Da.
12. Și ca să vedem acum... Și ca să aflăm câte mere sunt roșii, am făcut 12 ori 4. 4 segmente, da? Da. Da. Și pe urmă 12 ori 6. 12 ori 6. Și așa am aflat merele. Asta cere autorul? Da. Perfect. Nu are altă problemă. Gata, ne-am prins. Suntem tari. Da? Din ce în ce mai sigur pe noi. Bravo! Să vedem. Trei frați și-au împărțit între ei 64 de apții pierduri. 64 au fost în total, da? Da. 64 în total. Cel mare a luat 4 pe 8 din numărul de apții pierduri. Deci cel mare 4 pe 8 din total, din 64. Din 4 pe 8 din 64. Cel mijlociu. 4 pe 8 din rest. 4 pe 8 din rest. Iar mezinul a luat apții pildurile rămase. Așa? Ce-a mai rămas? Da. Da? Câte apții pilduri a luat fiecare copil? Mai rămas. Să se înțelege problema cu mine. Știu câte sunt în total. Câte apții pilduri sunt în total. Primul ia 4 optimi. Oare cât înseamnă 4 optimi? Înseamnă 64 împărțit la 8 pe 4. 4 optimi înseamnă să împărțim 64 întregul la 8, dar câte părți sunt acolo și până să mulțim cu 4. Deci, hai să facem și un segment. Da. E mult mai ușor să facem. Mult mai ușor, nu? Da. Ați descoperit ce mă bucur că ați descoperit. Și fiindcă lucrăm cu optim, facem treaba asta așa. Împărțim în 8, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfect. Astea sunt cele 8 optimi. Nu? 8 optimi. Primul ia 4 optimi, adică ia jumătate. 1, 2, 3, 4. Primul ea. Primul. Al doilea ia... 4 pe 8 în rest. Adică facem 8 pe 8 minus 4 pe 8. Deci, mai întâi. Restul ăsta este, da? Da. 4, face 4 optim din rest? Și ca să aflăm restul, trebuie să facem 4 pe 8 pe 8 minus 4 pe 8. Da. Păi 8 pe 8 minus 4 pe 8 înseamnă 4 optimi. Dar din astea 4 optimi el ia 4. Adică ia tot întregul. Nu. Pe ăsta la rândul el ia de-o parte și îl împarte în 8. Îl împarte în 8. Că din rest, restul parcă ar fi de la început, îl împarte în 8. Asta e panta cea mai tare. Deci se spune... Ia din rest 4 optimi. Adică din ăsta. Deci pe ăsta acum să-l împart în 8 bucăți. Uite așa. Uite așa. Deci el acum e la început, îl împart în 8 și iau din el 4. Deci sunt 8, ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci ia 4 din ele. Deci al doilea vine până aici. Deci al doilea vine până aici. Al doilea. Și mezinul ia restul, adică ce-a mai rămas? Ce-a mai rămas din bucata asta? Mă, dar șmecherii autorul, cele al doilea ia doar două segmente de mărimea asta. Da. Vezi? Cele patru optimi sunt de fapt două optimi de la mari, de la început. Deci, practic, ia jumătate. Că rămăsese câte? Câte rămăsese? 4 rămăsese. Hai să le fac așa. Las dedesubt, desenăm din nou segmentul același. Dedesubt, pe care îl împart în câte? În 8. Da? Ca să nu aglomerez aici, că voi nu o mai dați seama. Uitați cum fac. Las așa. Ce-a fost înainte, cum am gândit tot. Și acum
Pe ăsta de aici îl figurez mai jos și împart în 8 și zic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și al doilea ia pe ăsta 4 optimi din rest. Asta a fost formidabil. Dar noi nu ne-am prins deloc de chestia asta. Că 4 pe 8 este egal cu 1 pe 2. Împărțim totul prin 4. Deci 4 pe 8 egal cu 1 pe 2. Și în loc să le spună că ia 4 pe 8 din rest, trebuia să le spună ia o jumătate din rest. Asta era cea mai deșteaptă chestie. Deci dacă noi ne prindeam ca pe 4 optimi din rest, în loc să împărțim în 8 și luăm 4, trebuia să înțelegem că 4 pe 8 înseamnă 1 pe 2 și am tradus în limbaj, într-un alt limbaj, că al doilea ia jumătate din rest. Jumătate din rest, adică e clar că ia pe două segmentele acestea. Și celălalt, nu au celălalt două segmente. Cei al doilea frate și cu al treilea sunt prieteni. Sunt frați, cu adevărat. Ei împart în jumătate. Ia tu, cât e tu, iau și eu. Deci sunt drăguți aici. Pentru că primul e mai dur, el ia jumătate din tot. Da. Ce interesantă problemă. Chiar asta mi-a plăcut foarte tare. Cum facem atunci? Hai să vedem cum facem. Noi abia am înțeles problema acum, nu? Da. Deci am notat cu un segment, am notat ce? Cu un segment am notat 64 de ațipilduri. Numărul de ațipilduri în total. Chiar scris în cuvinte. Figurăm cu un segment. Figurăm printr-un segment numărul total de ațipilduri. Deci figurăm printr-un segment numărul total de ațipilduri. Și cum lucrăm cu optimi, împărțim segmentul în 8. Da? Deci împărțim segmentul în 8. Așadar, pe 64 îl împărțim la 8, ca să vedem cât reprezintă o singură optimă. Alo, să răd mâna. Când termin, da? Da, e perfect, Să rătunăm. Deci, 64 împărțim la 8, ca să vedem cât reprezintă o singură optime. Și cât reprezintă 64 împărțit la 8? Înseamnă 8. 8 ațipilduri pentru o singură optime. Primul câte atunci? Câte primește? 8 ori 4. Deci primul înseamnă 8 ori 4 egal cu 32. Al doilea. Al doilea egal cu 8 împărțit la 2 ori 4. Uite câte e al doilea. Cât e? 2. Al doilea e 2, da? 2 ori 8. Fac 16. Iar al treilea cât e? 8. Tot 8, că sunt frățiori bune, da? 2 ori 8. Și e gata cu 16. Cu asta am rezolvat problema. Să vedem altă problemă.
Într-o livadă sunt 240 de pomi fructiferi, din care 3 pe 8 sunt meri, 3 pe 10 sunt peri. Lasă mai ușor, mai rar, că până șterg o tablă, până înțeleg. Deci într-o livadă sunt 240 de pomi fructiferi. Deci 240 în total. Da? Total, meri, peri, tot ce-o fi acolo. 240. Pe care îi reprezentăm printr-un segment. M-am făcut de treabă. Cei 240 îi reprezentăm printr-un segment. 240. Da? Bun. Din care 3 pe 8 sunt meri. Deci, 3 optimi din 240 meri, așa. 3 pe 10 sunt peri, iar restul ca aici. 3 pe 10 din ei, da? Da. 3 pe 10 din 240 sunt peri, parcă aici, nu? Da. Per. Restul ca aici. Restul ca aici. Ei, ca să aflăm meri, 3 optimi din 240. Nu mai reprezentăm cu segmentul, e ușor. Da. 3 optimi din 240 înseamnă pentru meri egal cu 3 pe 8 din 240. Mulțumim cu 240. Cum ziceți voi. Care înseamnă că 240 împărțim la 8 și luăm 3. Așa vine? 240 împărțim la 8 și luăm 3, da. Da, și mulțumim cu 3. Deci egal cu 240 împărțim la 8 ori 3. Și egal cu? Egal cu 30 ori 3. 30 ori 3. Egal 90 meri. Stărmă. Ca să aflăm perii. Facem 3 pe 10 din 240. Da. 3 pe 10 din 240. Egal cu 240 împărțit la 10 ori 3. 240 împărțit la 10. Tot de mulțit cu 3. Și egal cu? 24 ori 3. 24 ori 3. Egal cu 72. Egal cu 72. Da, 72. Și? Alo? Da. De la ți-ai intrat până sus? Așa, trebuie să deschid ușa acolo, da? Uite, trebuie acolo o fetiță să intrați. Dar mai stătați un pic, termin și eu și vă aduc. Vine și eu ies acolo, da? Bine. Bine, la revedere. Așa. Și acum, restul? Facem 72 plus 90 egal cu 162. 72 plus 90 egal cu 100. Cât ai zis? 100? 162. Da, merge pe M plus pe. Și apoi facem 240 minus 162. 240 minus 162 egal cu? Egal cu 78. 78? Ca aici. Ca aici. Mai avem o problemă? Da, una singură. Hai să o facem repede. Să vedem. Dintr-o livadă s-au cules dimineața 12 lăzi cu câte 35 kilograme de mere. 12 lăzi cu 15, nu? 12 lăzi cu câte 35 kilograme. Aha, 35 kilograme. Fiecare, da? Nu spune. Da, 35. Păi da, 12 lăzi cu câte, când zici cu câte, 35 înseamnă fiecare are 35. 35 kilograme.
kilograme de mere. Da. Iar după amiază, 15 lei cu câte 32 de kilograme de mere. 32 kilograme mere. Cu câte atât, da. Dimineață și după masă. Dimineața și după masă. S-au vândut 3 pe 5 din întreaga cantitate, iar restul cantității s-a depozitat pentru iarnă în lădițe de câte 8 kg. Câte lădițe cu mere s-au depozitat pentru iarnă? Aha! Deci, 12... se vinde cât ai spus? 3 pe 5 din întreaga cantitate. 3 cincimi din total. Total. Se vând, nu? Da. Și restul? Restul? Se depozitează în lădițe de câte 8 kg. Se depozitează lădițe de 8 kg. Câte lădițe sau, nu? Da, câte lădițe de mere s-au depozitat pentru iarnă. S-au depozitat. Gata, să vedem cum o face. Ne trebuie numărul, ne trebuie totalul de kilograme sau numărul, cantitatea care se acunesc în toată... Facem 12 ori 35. Da? Deci 12 ori 35 plus... În paranteză. Da. Plus 15 plus. Ori... 15 ori 32. Ori 32 este cantitatea totală, da? Da. Și calcul. 12 ori 35. Să facem mulțirea de parte. 12 da. Ori 35. Egal cu 5 ori 2, 10. Da. 5 ori 1, 5 cu 1, 6. Corect. 3 ori 2, 6. Și 3 ori 1, 3. Corect. Egal cu 0... Așa, 6 cu 6, 12, 420, 420, 420 plus, plus 15 ori 32, egal cu 15 ori 32. 2 ori 5, 10, 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. 3 ori 5, 15, 3 ori 1, 3 și cu 1, 4. 0, 8, 4, 480. 480. Fac în total aici 900, nu? 900 kg. Atât au fost culese. Acum facem 3 cincimi din 5. 3 pe 5 din 900. Deci 3 pe 5 din 900. Egal cu 900 împărțit la 5 ori 3. Egal cu? Așa. 180. 180 ori? Ori 3, egal cu? 324, 3 la 3 și cu 2, 5. 540 kg. 540 de kilograme s-au vândut, da? Și acum facem 900. S-au vândut. 900. Minus 540. Da. Este egal cu? Este egal cu 360. 360. Și acum facem 360 împărțit la 8. Da. Egal cu? Patru ori opt, treizeci și doi. Deci 45. Ce sunt astea? Lădițe. Lădițe de câte 8 kg, da? 360 am împărțit la 8 și am vândut 45 lădițe. Și cu asta am rezolvat problemele, da? Bravo! Am ieșit la timp. Am lucrat ceva la matematică astăzi, nu? Da. Vedeți cât de frumoasă este matematica?
Și ce bine înțelege când ne întâlnim cu profane. Stăm aici, discutăm, ați văzut acolo. Practic, noi am făcut tema de la două clase, nu? Și de la tema care ți-a dat-o ție și tema din face. Dar acum, fetelor, când o să apară mâine, de mâine încolo, cred că apare lecțiile pe internet, intrați la Prof Online și mai vedeți încă o dată ca să înțelegeți lecția și mai bine, și mai bine. Spuneți-o și colegilor voștri, da? Fetițelor și băieților din clasa voastră, că pot urmări lecția de pe Prof Online, ca să învețe și cum explică Prof Online. Ne oprim aici. La revedere, dragilor!